bunurile care sunt proprietatea societății, clădiri, au fost evaluate, dar ele nu dețin dedesubt teren. Terenul este al proprietatea municipiului. El nu ne-a fost acest teren atribuit la momentul formării societății, nu ne-a fost atribuit în capitalul social ca aport. Au fost numai niște clădiri proprietate ale societății. Ca să pot să le pun gaz la ANAF, eu am nevoie și de acest teren. ANAF-ul nu... Și practic proiectul de astăzi ce viza? Proiectul de astăzi viza un aport de capital în care îmi dădea în, ca aport de capital în natură acest teren pe care sunt clădirile mele și încă două clădiri ale primăriei, ca astfel să-mi ajungă garanțiile pentru întreaga sumă. Proiectul nu a fost aprobat. Au fost numai 16 voturi, au fost și consilieri puțini. Ce se poate face în situația de față? Am întrebat în finalul, pentru că ca și director trebuie să știu ce decizii aș putea să iau în continuare cu organele de conducere, cu Consiliul de Administrație, AGA. Și am întrebat dacă acest proiect mai poate fi reluat. Mi s-a spus că da, sper să se întâmple acest lucru. Este, din punctul meu de vedere, o posibilitate de a ieși din impas de ce eu la acest moment, acesta și-a putea să încheie eșalonarea. Mai ar fi o posibilitate, plata unei sume de către UAT, unei sume care și-a și vorbit astăzi despre ea. Nu știu de unde primăria municipiului Ploiești ar putea să facă rost de 18 milioane de lei până pe 7 iunie. Poate să va întâmpla acest lucru. Astea sunt cele două variante de lucru. Termenul final până la care puteți face dovada că aveți cum să puneți gaj clădirile? Termenul final ar fi 7 iunie. Este termenul dat de ANAF pentru a depune garanțiile. De ce riscă insolvența în cazul în care nu are această garanție? În cazul în care nu reușește să încheie această eșalonare, TCE va avea în 8 iunie conturile blocate, cum le-a mai avut și anul trecut, în data de 3 ianuarie le-a avut blocate. Și din punctul meu de vedere, de data aceasta, pașii spre o insolvență sunt inevitabili.